Bună dimineața! Bună dimineața! Stimați concetățeni, noi venim cu o actualizare a informației la zi. Vreau să menționez că la momentul actual avem 1662 de cazuri de infecție cu COVID-19. Au fost procesate în condiții de laborator 7876 de teste. Cazuri de import avem 121, cazuri cu transmitere locală 1541. Dacă e să mă refer la starea de sănătate a pacienților care sunt internați în instituțiile medicale spitalicești, în stare gravă sunt 168 de persoane, cu gravitate medie 471 de persoane și în rest este vorba despre pacienții cu stare satisfăcătoare. La momentul actual, conform datelor care sunt prezentate de către instituțiile medicale spitalicești, avem tratate total 107 persoane, adică mai avem încă 13 cazuri noi de tratare. Cu regret, avem și 33 de persoane care au decedat în rezultatul COVID-19. Acestea sunt datele prezentate în contextul situației epidemiologice din Republica Moldova. Vreau să menționez că astăzi vom continua dialogul cu personalul din instituțiile medicale și îl salut pe domnul Bielei. Vreau să vin cu o precizare. Domnul Bielei este șef de departament terapie intensivă în cadrul Institutului de Medicină Urgentă și nu în zadar participă în cadrul acestui briefing. Domnul Bielei, vă rog foarte mult să ne relatați care este starea de sănătate a pacienților care actualmente sunt internați la IMU cu COVID-19, care sunt dificultățile în tratarea acestor persoane. Vă rog foarte mult să faceți referire la acele tuburi de intubare despre care s-a vehiculat în mod denaturat în presă, dar dumneavoastră sunteți specialist care trebuie să veniți cu o informație veridică în aspectul respectiv și inclusiv pentru că sunteți și pe rol de manager, vreau să vă întreb care este atmosfera în cadrul colectivului, în mod special vorbesc în cazul dat de personalul medical care este implicat în tratarea pacienților și măsurile de protecție individuală care sunt utilizate. Stimată doamnă ministru, bună ziua, stimați concetățeni, vă salut. Deci situația la ora 9:30 astăzi, referitoare la spitalul de urgență în total și în special la secția de reanimare. Deci, acum sunt internați în secția de reanimare 61 de pacienți, dintre care 44 dintre dânșii sunt în stare gravă. Dintre aceștia, 7 pacienți sunt la ventilare pulmonară artificială, 3 pacienți necesită hemodializă din cauza insuficienței renale acute și la unul dintre dânșii insuficiență renală cronică și dependenți de oxigen sunt 22 de persoane, adică necesită o concentrație sporită și un flux sporit de oxigen pentru a-și menține saturația. 17 pacienți sunt cu o stare de gravitate medie care au o dinamică pozitivă a evoluției lor. Și în izolatorul Institutului de Medicină de Urgentă sunt 4 pacienți. Deci asta este bilanțul zilei de astăzi, a orei 9:30. Referitor la măsurile care s-au aplicat la Institutul de Urgență, au fost luate măsuri atât de pregătire fizică a departamentului și în special a secției de reanimare. S-au pregătit ecluzele care pe sensul de intrare constau din două uși și pe sensul de ieșire constau din trei uși, astfel încât să fie asigurat un sens unidirecțional al personalului medical spre direcția curat, contaminat și invers, și al pacienților, un flux separat din direcția opusă a secției.
Toate ușile, direcțiile au fost marcate până a primi pacienți cu săgeți, indicatoare și fotografii unde se arată zonele, zona 1, 2 sau 3 și fiecare zonă cum trebuie să intre persoana cu ce grad de echipament de protecție. De asemenea, au fost instruiți atât în plan teoretic cât și în plan practic tot personalul medical, începând de la doctor și finalizând cu infirmiera, care au constat în demonstrații de îmbrăcare și dezbrăcare a echipamentului de protecție, demonstrații cum se prelucrează corect mâinile, explicarea căilor de transmitere a virusului, și astfel încât noi am fost pregătiți. Pe parcursul celor două săptămâni de activitate, prima săptămână în special a fost mai dificilă, deoarece personalul medical s-a confruntat în realitate cu primii pacienți. A fost, bineînțeles, necesară o calmare a personalului prin informare și prin demonstrarea faptului că există echipamente de protecție și această calmare a fost obținută în special prin faptul că ei au văzut că aceste echipamente există și stocurile sunt la vedere. Procedura de îmbrăcare și dezbrăcare a personalului este supravegheată de o persoană care se ocupă doar cu supravegherea acestor medici, asistente și infirmiere care intră și după care ies din zona unde se acordă asistența medicală. Referitor la materialele de singură folosință sau materialele jetabile, pot să afirm cu responsabilitate că niciunui pacient infectat cu COVID sau niciunui pacient neinfectat cu COVID nu se reutilizează materialul. Mai mult decât atât, au fost asigurate măsuri de protecție suplimentare care constau în dotarea cu sisteme de aspirație a secrețiilor din trahee și bronhii în circuit închis. Intubarea se face cu videolaringoscop. Avem câte un videolaringoscop pe fiecare etaj, sunt două etaje. Procedurile generatoare de aerosol, ceea ce înseamnă montarea tracheostomiei și intubarea traheei sau schimbarea circuitului de ventilare pulmonară artificială, se face sub acoperirea unui tub de sticlă. Personalul are viziere, ochelari de protecție și utilizăm, în cazul dat, sunt implicați persoanele cu cea mai mare experiență în petrecerea procedurilor și în petrecerea, îmbrăcarea și dezbrăcarea echipamentului. Astfel, noi ne străduim să gestionăm atât siguranța personalului, cât și siguranța pacienților unul față de altul. Fiecare sunt la termeni diferiți de îmbolnăvire și astfel sunt anumite reguli mai dure ca o internare obișnuită, dar ne străduim ca toată lumea să o respecte și astfel ne străduim să asigurăm o asistență calitativă și cât mai sigură. Mulțumim foarte mult. Puteți să-mi spuneți care este atmosfera în cadrul colectivului? Deci cum se simte personalul medical? Cât de hotărât este în asigurarea actului medical? După două săptămâni de activitate, personalul medical este motivat să activeze. Nu avem cazuri de refuz care au fost la început. Aceste cazuri au fost gestionate prin transferarea într-o secție care nu se ocupă de tratamentul pacienților COVID-19. Totuși, în majoritate absolută, noi am reușit să gestionăm cazurile. La ziua de astăzi, echipele sunt bine integrate una cu alta. A fost nevoie de un efort suplimentar din cauza că au fost asamblate echipe care nu au mai lucrat împreună
din diferite secții și această congruență interpersonală și a lucrului într-o nouă secție a fost depășită pe parcursul timpului. Este un grafic stabil, fiecare echipă știe componența, este identificată prin un semn distinct pe costum, deoarece costumul ne face dificil să ne identificăm unul pe altul și acum, datorită acestui marcaj pe costum, fiecare cunoaște interlocuitorul este medic, cum asistentă sau infirmieră, cum îl cheamă, ce zonă de lucru are și astfel, având în vedere toate măsurile luate, situația psihoemoțională a personalului este stabilă, ei sunt motivați, își fac datoria și roagă concetățenii să aibă încredere între înșii că toți noi stăm la datorie și ne facem datoria așa cum stă carte. Mulțumim foarte mult! Să aveți o zi frumoasă și multă, multă sănătate și sincere recunoștință pentru întreg colectivul, pentru ceea ce faceți. Pentru că ceea ce faceți este la nivel profesionist, este la nivel înalt și punem o miză extraordinar de mare pe actul medical și pe implicarea fiecărui lucrător medical. O zi frumoasă să aveți și doar bine! Vă mulțumim! Vreau să vin cu o informație în contextul faptului că săptămâna curentă, într-un mod intens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va realiza mai multe ședințe online cu fiecare raion în parte, cu fiecare primar care este în raionul respectiv pentru a discuta măsurile care trebuie să fie întreprinse de către autoritatea publică locală, iar noi punem o miză foarte mare pe autoritatea publică locală în prevenirea și controlul COVID-19. Vreau să accentuez momentul că nu este pentru prima dată când suntem în contact cu autoritățile publice locale, dar au fost alte modalități. Acum vrem ca la acest webinar să participe toți primarii din raioane și să aibă posibilitate să realizeze și un schimb de opinii vis-a-vis de acele măsuri pe care le întreprind, să audă specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și experții din cadrul OMS-ului, ce urmează să mai întreprindem, care sunt măsurile proactive care țin nemijlocit și de autoritatea publică locală și un accent cheie îl reprezintă și conlucrarea intersectorială. Și la finalul acestui briefing vreau să aduc la cunoștință, ieri citeam o postare făcută de un lucrător medical din cadrul centrului de triaj, care s-a referit la tot ceea ce a fost postat pe parcursul zilei de sâmbătă și duminică pe rețelele de socializare în mass media. Am să parafrazez doar un pic. Cu adevărat, aș ruga foarte mult ca să fie stopate mesajele acide și permiteți-ne ca să ne facem activitatea cu demnitate. Permiteți-ne ca să activăm în continuare în interesul cetățeanului. O zi frumoasă tuturor și sănătate! Eu zic spontan, nu este